Fundația este europeană, vă salută la următorul podcast ce ține de incluziunea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii și astăzi avem în platou prezent coordonatoarea de proiect din cadrul Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Iuliana Bulicanu. Un pic, bună ziua, Iuliana, și o avem alături pe Mariana Arseni, care este un beneficiar, deja fost beneficiar, angajat în câmpul muncii deja de 5 ani. Bună ziua! Vreau un pic să zic despre Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, care are o experiență de 13 ani în domeniul realizării proiectelor de advocacy și elaborarea de politici publice, cei ce țin de accesibilitate, de angajarea în câmpul muncii și implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Sunteți un lider și promotor al angajării asistate și vreau să zic că ați ajutat și ați facilitat angajarea în câmpul muncii a mai mult de 130 de persoane cu dizabilități. Mulțumesc că ați acceptat invitația de astăzi și vreau să vorbim despre proiectul care a fost finanțat de către Uniunea Europeană și Suedia prin intermediul Fundației Este Europene. Deci cunosc că v-ați pus un scop de a ajuta 30 de persoane cu dizabilități să fie angajate în câmpul muncii. Vreau să vorbim despre acest proiect care este realizat atât în municipiul Chișinău cât și în raionul Criuleni. Cunosc că aveți doi parteneri. Dacă puteți să ne spuneți care este colaborarea cu acești parteneri și cum merge proiectul la moment. Da, mulțumesc că ți-ai întrebat. La moment noi lucrăm, suntem în consorțiu cu Asociația Obștească Sunshine, care este o organizație mică, la început de cale, care lucrează cu copiii cu sindromul Down și au ca scop ca să dezvolte și să crească și cu altă organizație care este Fiecare Contribuim pentru Schimbare, Criuleni, care au o experiență vastă și bogată și de asemenea iau multe servicii, aproape majoritatea serviciilor sociale deja bine dezvoltate și care deja unele le-au predat chiar către administrația locală și sunt printre primii care au aplicat la subvenții, la punctul care parmisc primii, au fost în Republică pe subvenția legată de adaptarea locului de muncă a persoanei cu dizabilități prin angajarea persoanei de suport, ca subvenție. Și au angajat și o persoană cu dizabilitate de auz, care lucrează în cadrul întreprinderilor sociale. Cum merge proiectul? În sens că care este rezultatul până acum? Cu ce bariere sau dificultăți vă întâlniți? Da, noi ca proiect inițial ne-am propus ca să vedem care este problema persoanelor, că persoanele cu dizabilități au rată foarte mică de angajare. Noi am fost printre promotorii, printre organizații care au promovat angajarea asistată și să fie nu doar transmisă către ANOFM, serviciile date să fie prestate de ONG-uri, dar să fie achitate de stat. Să fie contractate, contractate de ANOFM. Da, contractate de ANOFM. Și am reușit. Este la început încă, cred că sunt câteva organizații care au fost deja contractate pentru acest serviciu dat. Este încă tot anevoios. Persoanele cu dizabilități încă nu sunt atât de deschise de a merge și de a se angaja. Este oricum rata mică. Și am vrut să vedem care este problema, de ce persoanele cu dizabilități nu se încadrează sau care sunt dificultățile. Și am dorit să analizăm problema legată de ANOFM, de legislație, să monitorizăm legislația, de instruire persoanelor cu dizabilități, fiindcă noi în parcursul proiectului care am avut anterioare de experiența de 5 ani în lucru cu persoanele cu angajare persoanelor cu dizabilități, am văzut că de fapt este o problemă mare și lipsa de pregătire profesională a persoanelor cu dizabilități. Sunt foarte puține persoane cu dizabilități care au o pregătire bună profesională. Majoritatea au pregătire precară. Alta este și ne-am propus să vedem care sunt punctele sau cum putem să modificăm legea cu subvenționarea, adică ce putem să vedem, cum merge în general, fiindcă am nimerit într-un an în care s-a aplicat multe legi, s-a schimbat mult legislația, au apărut voucherele pentru instruirea persoanelor în general.
șomeri și s-au modificat și unele hotărâri de guvern ce ține de subvenționare. Și cam asta, ceea ce ne-am propus și plus să angajăm și persoane cu dizabilități. Adică asta a fost un adaos care ne-am propus la final. Da, da. Câte persoane ați reușit să angajați până la moment? La moment 7 și una să-și deschidă o mini-afacere sau un Xerox. Ne-am oferit un centru multifuncțional sau cum se numește, și un notebook pentru ca să-și poată deschide în sângerei, să poată să presteze servicii de Xerox. Celelalte persoane celelalte fac parte tot din municipiul Chișinău? Da, celelalte sunt din municipiul Chișinău. Una a fost angajată de la Sunshine, un băiat cu sindromul Down, după aceea s-a reangajat în alt agent economic și acum este ok, lângă localitatea lui, chiar alături de casă, nu departe de casă. Cum reacționează angajatorul când are pe listă persoane cu dizabilități? Depinde de angajator, e diferit și depinde și de persoana cu dizabilități cu care mergem la angajare. În general sunt câțiva agenți economici care sunt deschiși de a angaja persoane cu dizabilități. Noi cunoaștem, noi fiindcă avem relații cu ei de mult timp și alții sunt noi, dar de multe ori iau așteptări foarte mari. Ca persoane cu dizabilități să lucreze la 100% în forță, adică dacă majoritatea persoanelor cu dizabilități, 70% nu au studii, au studii medii, 9 clasă încă este bine. Unii chiar nici 9 clasă, au câteva clasă, adică cumva la efort fizic nu au posibilitate să lucreze, nu le permit sănătatea și respectiv este greu să găsești o poziție în care să-i aranjeze și pe angajator și pe persoana dată. Adică în dependență de posibilitățile persoanei. Uneori trebuie să căutăm mai mult timp până găsim persoana potrivită la locul potrivit, cu angajatorul potrivit, adică este dependență. Dacă uneori angajatorul este ok, bine, deschis, s-ar putea uneori să nu fie deschis colectivul. Uh-huh. Adică, și atunci ce faceți când colectivul în așa situație, cum procedați? Căutăm în altă parte, pentru că de multe ori nu putem să impunem o persoană cu desâla. Dacă persoana, cumva, colectivă, n-am avut un caz în care am mers cu un băiat, el foarte dedicat și dorind să lucreze, dar este maestru, ne-a spus că el nu poate să-și permită ca să aibă încă o persoană care să îmbli dorma lui, adică să lucreze sau să verifice, pentru că el are nevoie de calitate. Pentru că are, pe urmă, cheltuieli multe și cumva asta îl costă. Sunt unii care... Dar încercați să lucrați cu colectivul, am în vedere, le povestiți despre necesitățile persoanelor cu dizabilități, despre specificul lor. În dependență de cât îți deschiși persoanele sau colectivul, nu întotdeauna colectivul este deschis și asta în general este ceea ce trebuie să facă managerul, pentru că de obicei când venim, noi am avut chiar și cu Mariana un caz în care directorul a fost super ok la HD-ul, la bibliotecă, dar colectivul nu a acceptat. Adică atunci când colectivul nu acceptă, nu poți să mergi peste ei, adică cumva este dificil. Dar sperăm cu timpul oamenii să schimbe atitudinea și să meargă. Dar ce trebuie de făcut ca oamenii să-și schimbe atitudinea, cum crezi? Eu cred că e o experiență pozitivă în cadrul organizației sau să cunoască persoane cu dizabilități care într-adevăr au un impact pozitiv în societate, să cunoască experiențele pozitive, cred că ajută ca să-și schimbe atitudinea. Mediatizarea acestor istorii. Și mediatizarea, da, și plus, într-adevăr, ca să insiste și să pregătească să lucreze managerul cu întregul grup de a accepta o persoană pe perioadă de probă, pentru practică, pentru ceva ca cât de cât să cunoască, cumva eu cred că frica și necunoscutul pe ei sau anumite preconcepții că persoanele cu dizabilități sunt cumva, nu știu. Pentru mine este greu să înțeleg care este problema lor sau de ce nu vor să accepte, de ce este atât de recent, da, față de angajarea unor persoane. Probabil că asta este ca managerul să insiste măcar să facă practică, să cunoască și să angajeze pentru o perioadă măcar scurtă. Mariana, este o istorie de succes. Mariana, spune-te rog, care este istoria vieții tale?
Cum, povestește-ne cât de, în măsură cât îți este confortabil să povestești. M-am născut într-o familie absolut neplată. Nu avem în familie nici persoană cu necesități speciale. Nu aveți în familie necesități speciale. A fost traumă la naștere. Traumă la naștere. Părinții erau tineri, în sensul de vârste au acceptat totul cu capul sus și au luptat ca eu să pot fi independentă. Am fost acceptată în familie ca absolut, ca un copil absolut, absolut normal. Normal, da. Am studiat la liceu unde localitate. Am susținut bacalaureatul cu brio. Ai susținut bacalaureatul cu brio, felicitări, bravo. Iar visul meu era să luăm la facultate. Așa. În ciuda tuturor obstacolelor, am ajuns să fiu licențiată în zona de comunicare, apoi masterandă. Masterandă chiar, super. În asistență socială. Asistență socială. Mi-am dorit cumva să văd, mi-a plăcut mult domeniul și în ciuda tuturor barierilor, știam că vor fi bariere. În angajare, cumva dorința mea de vedea în ce constă. Apoi, evident că am urmat dorința de a, de a mă angaja. Am reușit să mă angajez după primul an de licență în biblioteca de localitate. După primul an de licență, da, deja ai fost, da, angajată, super. Am fost angajată, doar că dorința mea de a dezvolta, știam că nu este, nu vreau să rămân în localitate și vreau mai mult de la mine. Am ales să îmi continui studiile. Revenind din localitate, în anul 2, am început să caut un loc de muncă. Cu ajutorul prietenii mele am aflat de organizație, Independent Moldova, și am aplicat la ei. Eram un pic, aveam un pic de emoții, că nu știam dacă eu voi face față tuturor cerințelor. Da, da. Însă mi-am dorit mult. Cu ajutorul echipei am reușit să trec peste toate obstacolele. Într-adevăr, am muncit împreună ca să fac față cerințelor angajatorului. Uh-huh. Am avut proiect care m-a ajutat să mă dezvolt. Cât timp ai fost beneficiară a asistenței CDPD? 2 ani de zile. Așa. Pe această perioadă am beneficiat de proiecte internaționale chiar. De limba engleză am reușit să mă dezvolt. Ca toate acestea au contribuit la angajarea mea ulterioară. Super. Și unde acum ești angajată? Acum sunt angajată cu Orange. La Orange? La Orange, dar am 5 ani de experiență. Ani de zile. Și chiar dacă au trecut 5 ani, fiecare zi e un nou început. E o plăcere să lucrez în companie și mereu am ceva de învățat. Bravo! Cum te simți în echipa Orange? Foarte bine, mă simt. Am fost acceptată de la început ca orice angajat. Chiar dacă eram printre primii angajați cu dizabilități, cumva colegii la început erau curioși să vadă. Dacă în ce constă o persoană cu dizabilități, deci nu, ce mai, nu mai aveau alte cunoștințe cu dizabilități. Și încet, încet, cu multă comunicare, cu foarte multă susținere din cadrul colegilor, am reușit să ajungem. Bravo! Și ce viitor îți propui să ai? Să continui să lucrezi aici la Orange sau te gândești poate să, nu știu, să schimbi locul de muncă? Eu îmi doresc acum să continui aici la Orange, deoarece aici am foarte multe oportunități de dezvoltare. În primul rând, IT-ul. IT-ul. E o bază foarte bună și încercăm atât cât se poate și chiar
Am învățat că odată ce ai fost acceptată într-un loc, știi, atât de bine. Da, eu pot să caut mai multe lucruri. Însă aici, acum, la moment, aici mă simt foarte bine. Da, mă bucur foarte mult și mă bucur pentru angajatorul Orange Belgia, da? Că este deschis, a fost deschis și înțelege necesitățile persoanelor cu dizabilități. Iuliana, vreau să te întreb la fel despre faptul că în cadrul raportului ați realizat câteva evaluări de accesibilitate, ale accesibilității. Da. Dacă ne poți spune situația pe ansamblu a instituțiilor pe care le-ați evaluat, care este? Cel mai accesibil este direcția de ocupare a forței de muncă municipiul Chișinău. Celelalte, unele școli acum, dat fiind proiectelor internaționale care au venit la Uniunea Europeană, probabil au fost reparații, renovate. Sunt unele accesibile. Așa, mai sunt detalii mici care până la accesibilitatea finală. Unele sunt în proces de renovare sau sunt parțial accesibile. Adică, dar unele sunt total inaccesibile pentru persoanele ce țin din punct de vedere a persoanelor cu dizabilități locomotorii. Noi de obicei ne gândim doar din perspectiva lor. Ce ține de alte dizabilități, mai puțin, dar în general, eu cred că noi trebuie să ne gândim la nu doar că o rampă trebuie să construim sau un ascensor, dar trebuie să ne gândim din punct de vedere să fie confortabil și accesibil pentru toți. Atât adică pentru persoane da, etate, mame pentru cu cărucioare, cu copii. Da, fiindcă noi oricine din noi poate să ajungă cu o luxație, cu o fractură în care noi devenim parțial imobili și avem nevoie de accesibilitate. Adică noi trebuie să ținem cont de faptul că accesibilitatea nu e un moft, nu e ceva care au nevoie doar persoane cu dizabilități, dar întotdeauna este mult mai confortabil să mergi, să intri direct într-un localitate sau în locația unii în spațiu public decât să mergi câteva scări, trepte și chiar dacă punem la un magazin sau la un market și este rampă și este scări, majoritatea o să meargă pe rampă. Dacă ați observat, este comod. Este comod, este ușor, nu trebuie să te uiți doar în jos, poți să privești și să admiri ce este în jur. Adică noi trebuie să ne schimbăm cumva mentalitatea că persoanele cu dizabilități au nevoie de accesibilitate. Nu, noi avem nevoie ca să fie confortabil și, într-adevăr, când se construiesc noile spații sau se renovează, se ții cont de faptul că aceasta se face nu doar pentru persoane cu dizabilități, dar se face pentru toți. Ca să fie confortabil și accesibil pentru toți. Dacă să comparăm situația accesibilității cu 5 ani în urmă și acum, tu vezi un progres sau un progres foarte mic? Scăzut? Este un progres așa de 25% sau 30%. Dar se fac uneori se fac așa de formă. Noi am avut un proiect și o platformă civic și nu accesibil pentru toți în care ne luptăm cu primărie. În ce sens să vă luptați? Anumite proiecte în care noi am mai evaluat și am venit cu recomandări. Pentru că de multe ori noi venim cu anumite recomandări ca bordura să fie covorât la nivelul 0, nu 5, 7, 8, ca să începi la 2-3 cm și să ajungi la 15. Dar eu chiar tot mă întreb, ca un simplu cetățean al acestei țări, de ce noi avem nevoie de bordura așa de mari? Care e explicația primăriei? Că asta eu cred că vin din Uniunea Sovietică. Noi vorbeam și chiar cu cei de la arhitectură, studenți, și spuneau că acum, așa cum am să mai învață, că trebuie să fie măcar 10, o treaptă măcar de 10 cm de la nivelul 0. Zic, deci așa trebuie. Adică cumva timpul sovietic, care a fost, noi avem încă mentalitatea, sau cumva profesori, eu nu știu care e problema, când se construie sau învață, că trebuie să fie anumit măcar cât de cât, ca să nu... Eu nu știu de ce, chiar dacă spui de altă... Cred că e pericolul mașinilor, ca să nu meargă pe trotuar, să înțeleg. Nu, să... cred că în Europa, dacă noi observăm, bordurile sunt scoase totalmente și cumva se educă șoferii. Dar eu cred că chestia la noi cumva așa este făcut, așa s-a făcut și așa se face. Deci cumva noi trăim cu mentalitate că așa trebuie de făcut și trebuie bordură. Încă nu știm de ce, încă ne întrebăm. Și cumva ceea ce noi am promovat ca atunci când se renovează strada să fie, într-adevăr, să fie coborât bordurile, dar nu întotdeauna se coboară până la capăt. Cum poți caracteriza colaborarea cu ANOFEME? Ai menționat de câteva ori colaborarea. Da, noi avem un parteneriat încă câțiva ani în urmă cu ei. Noi am colaborat pe
partea de politici, de reformare, de anumite recomandări împreună cu alte ONG-uri. Este ok, dar nu întotdeauna cumva sunt deschiși, dar cel mai bine atunci când vii spre minister, uneori sunt mai deschiși când vii direct anumite politici de sus în jos. Adică cumva încă la noi este cultura asta, tot ce vine trebuie să vină de sus, adică cum vine de jos mai greu ajunge anumite recomandări și noi acum am început să mergem cu anumite recomandări la Ministerul Muncii, până când încă nu am primit un răspuns, ei s-au pierdut undeva. Cu Ministerul Educației am avut cu școlile, că vreau să închidă școala numărul 11, unde sunt persoane cu abilități de auz și de vedere. Acum este, urmează să discute, a fost Ministrul Educației și a descoperit că persoanele cu dizabilități de auz, copii, sunt care nu au făcut deloc școală. Din cauza că atunci când s-o dorit incluziunea, cumva s-o dorit să închidă internatele și au închis școlile cu tot cu internate. Și copiii ăștia au fost trimiși în școli, dar nu au fost pregătiți cadre în care se poate să învețe. Nu știu care a fost. Noi am fost și asociația noastră împreună cu asociația surzilor, chiar și am făcut anumite meeting-uri în 2020, când s-a închis școala. A fost și în judecată, părinții anumite au dat ministerul până când. Acum s-a schimbat probabil că conducerea la minister, sperăm că s-a trezit, au descoperit că unii copii, într-adevăr, nu știu nici a scrie, nici a citi și nici limbajul semnilor. Cumva copii surți care totalmente nu știu nimic. Ei sunt asociale, adică nu știu cum să comunici cu alții. Sperăm că o să schimbe. Urmează noua reformă, vor să fac 5 centre pentru acești copii, 5 școli în care să fie, sperăm că ei cumva să gândesc la reforma asta, să facă, măcar să vină autobusuri, să facă clase separate în școli pentru copiii ăștia și să pregătească profesori care cunosc limbajul semnilor ca să învețe, să comunice între ei și să poată să citească. Fiindcă cei care au fost în școli, ei știu măcar a citi și a scrie, cumva, ei măcar cumva pot să comunice, dar ăștia care au apărut o generație în care, în general, sunt total analfabeți. Tu ce spui, un pic mă sperie așa. Da, asta e situația în care și ministrul nostru educației tot oleacă am s-a speriat și a fost, am înțeles că acum se începe. Bine că s-a antepistat această problemă, chiar dacă nu la timp, să zicem așa, peste 3 ani, da? Dacă din 2020 până în 2023 au trecut 3 ani deja. Da, dar ei în general nu au luat școlile astea, din 2014 nu au luat elevi noi, dar au terminat doar cei care au fost, cumva, eu nu știu cum a fost acolo. Noi am descoperit în 2020 când s-au închis. Și cel mai interesant că ele nu s-au închis școlile totalmente, cumva directoarea lucrează, școala este, dar copiii nu primesc, profesori nu. E cam straniu. Acum, da, așa, este da. Un subiect sensibil, desigur, da. Și chiar doresc din tot sufletul să găsiți un compromis pentru toată lumea, ca și copilașii să aibă acces la învățătură, la educație, și părinții să fie satisfăcuți, desigur, dar și la nivelul statului să existe, nu știu, un mecanism de incluziune a acestor copii. Da, mulți părinți, unii au plecat peste hotare, alții merg în Transnistria, ca să-și facă, fiindcă acolo nu s-au închis școlile, și duc copiii cumva acolo ca să poată să fie, care își permit, care nu-și permit, stau copiii acasă. Da. Un pic trist, dar sperăm să depășim cât de curând această problemă. Dacă la final cineva dorește să spună niște recomandări pentru persoane cu dizabilități, o încurajare, vă rugăm. Da, hai Mariana, spune tu. Deci, părinta proprie, pot să zic că eu nu vă zic niciodată că odată începând să caut un loc de muncă, nu vom avea bariere. Cred că oricine are bariere. Dorința de a ajunge, de îndeplini riscul, poate întrece orice obstacol. De aceea, să nu cedeze. Să meargă mereu înainte orice ar fi. Pentru a-și îndeplini riscul. Da, foarte frumos, Mariana. Mulțumesc tare mult. Da, și pentru părinții, ca să încurajeze copiii să fie cât mai independenți, să ideea să meargă să facă o școală, până la urmă să fac studii superioare, pentru că pentru persoanele care nu au dizabilitate, poate e ușor să găsească ceva fizic, un munc fizic, să lucreze,
Dar prin persoane cu abilități, cred că chestia de a face o școală, de a face anumite studii, o profesie, este un plus pe care poate să-l fie pentru viitorul lui. Adică cumva să gândească la viitor că ei trebuie să fie independenți, trebuie singuri să țină. Și fiindcă locația sau ceea ce oferă statul oferă foarte puțin, care nu e posibil de trăit pe așa bani, dacă sincer să fim. Și nu cred că și persoanele nu se simt atât de bine atunci când simți că doar primești ceva, niște bănuți și nu poți face nimic și cumva nu te poți realiza ca persoană. Adică cumva orice persoană poate să aducă un plus valoare în societate. Exact. Și eu vă mulțumesc foarte mult și în acest context în care ați menționat, încurajez ca toată lumea să aibă o activitate economică, pentru că asta îți dă încredere în sine, stimă de sine, respect față de alții, te simți un membru util al societății și membru de plin, cu capacitate de exercițiu totală. Eu mulțumesc foarte mult Uniunii Europene și Suediei pentru acest proiect care este implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Asociația Business-ului European.